Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, în sfârșit continuăm cu DMC, pentru că am luat o pauză destul de mare din a reface jocurile Devil May Cry și ce drept a fost o pauză bine meritată, dacă e să o luăm așa, pentru că ajunsese un punct în care mi-era silă să mă mai rejoc atâtea jocuri pe care le-am văzut deja, evident. Iar de când s-a lansat Black Myth: Wukong, ați văzut, am fost bombardați cu o grămadă de lansări noi, lucru ce m-a făcut să mă mai simt și eu bine, să mă mai reîmprospătesc cu idei și cu imagini noi, pentru că, da, e mișto să te joci anumite jocuri, dar să doar să te rejoci anumite jocuri e jale rău de tot. Iar acum, după ce ne-am reîmprospătat să o luăm așa, suntem gata să o dăm cu niște DMC, pentru că avem o scurtă pauză până la următoarea lansare majoră, adică până pe vreo 12-ish septembrie sau mai încolo, acum în funcție de cum mai facem rost de coduri, dar DMC 5 nu este un joc lung, așa că o să putem trece lejer prin el. Așa că, un micuț like din partea voastră o să ne acorde un triple S ca și scor și o să-i dăm drumul să vedem ce Dumnezeule o să facem pe aici. E nașpa că nu ai cum să-ți resetezi salvările, dar ce poți să-i și faci? Oh, it grew both the day and night, till it bore an apple. Am înțeles. Yo, Elon Musk! M-am realizat că băiatul ăla semna cu Elon Musk. Mă, sincer, mă gândeam să-l rejoc pe PlayStation jocul ăsta, pentru că acolo are opțiune de ray tracing. Dar am zis, bă, pe PC-ul ăsta 144 de frame-uri, arată parcă un pic mai bine. Dar dacă vreți, poate îl refacem pe PlayStation. Am uitat să fac chestia aia în care v-aș fi spus să votați cu ce caracter să jucăm, dar mi-a spus și voi că Virgil nu e cine știe ce, decât ai un cinematic ish foarte scurt la început și ceva la final, dar atât. We've known each other a long time. Yo, e Morrison. You never had this much trouble. Mamă, au trecut 6 ani de când s-a lansat jocul ăsta, nu? You're gonna make it through this, Dante. Parcă. Când s-a lansat DMC 5? 2018, nu? 2019, ok, 5 ani. Trecut ceva. Yo-i, Dante-miu. Oricum, 5 mi se pare cel mai bun din serie, la cum a fost făcut. What am I doing wasting my time here? He's got this. Adică și felul cum spune povestea și designul și tot. You should not underestimate this demon. Yo! After all, it was he. Caracterul meu din Cyberpunk. And gained a great deal of power from it. Bro, tatuajele aia șmecher rău de tot. Jale să ți le faci, evident, dar ești destul de mișto. I suggest you do not fall behind. Yeah. Okay, V. You're an interesting guy, but you're right. Bine, ce o să-mi placă e să vedem toate referințele la jocurile precedente, că acum le-am mai proaspete în cap, știi? Asta e ceea ce îmi place mie maxim acum când vine vorba de rejucat. Să ne customizăm chestii? Customize, mai am ceva? Oricum, toate lucrurile deblocate, n-am ce să-i fac aici. Bine, mai mult sau mai puțin am toate lucrurile deblocate, nu avem chiar tot. Mamă, nici nu mai știu cum se juca jocul ăsta. Că știu că ăsta era destul de nebunatic. Ah, ok, get more orbs. Da, învață-mă să obții mai multe orburi, nu e ca și cum am destul. Blue Rose, ăsta e pentru pistol. Ah, pe Red Queen trebuia să mai băgăm ceva. Mamă, ce prăjeală sunt. Ah, pe Red Queen suntem 100%. Asta ce e, Exidu, dar nu mai avem. Ah, nu mai avem de-astea. Ah, shit, avem Devil Trigger-ul. Spoilere! Devil Breaker, dăm un overture de ăsta. Yes, buy with retort. Dar nu cred că le putem pune acum. Da, am deja, dar nu le pot pune acum. Nu. Aici, mă, le pot spune, gata. Și uitam eu așa, ce Dumnezeu. Dacă crezi că mai știe cineva cum le foloseai pe toate, hai că mai ține minte cineva. Hai că mai ține minte cineva. Oh, oleu. Ah, stai, use Nico recommended set. Yes, please. Yes, quit customization. Am dat să-mi dea Nico acolo, că prea ne overly pregătim pentru intro și așa putem să ne bată boss-ul ăsta la început, parcă. Bine, putem să fim și maker să-l batem, dar nu ne ajută nimic cu nimica treaba asta. Hei, controlele erau aceleași, pistolul e acolo. Doamne, grafica din jocul ăsta e tare rău de tot.
legit. Am uitat cât de bine arată și m-am 144 de frame-uri. Bro, ce e optimizarea asta, gelule? E, nu e ca și cum chiar sunt o tonă de elemente pe ecran ca să avem ce să comentăm. Arată ca o pereche de momițe, dar întoarse pe dos. Ce înseamnă, bă? Re-engine. Asta-i, mă. Așa, asta era de trăgaci. Ok, încerc să... A, era pentru Devil Trigger-ul ăla. Ok, încerc să-mi dau seama cum funcționa jocul ăsta, că nu mai țin minte toate detaliile. Legit, chiar nu mai țin minte toate detaliile. I trust you. Nu știu. Poți să ai încredere în vii sau nu poți să ai încredere în vii? A, gândacul cu healing. I-a dat așa un pic de golden shower și l-a vindecat. Iui. Ce fățău are să moară aia. Demons helping each other out? What's the world coming to? Stai așa. Ok. Pic așa să vedem cum putem... Cred că de-aia să fi jucat pe hard, da? Știu că la boși mai încolo e jale rău de tot. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Oh, grifonă miu. Ce viață crudă mi-ai dat în primul joc, trăi țar familia. Taolo. E, de fapt, toate creaturile lui Vi. Îmi place cum le ai la brâu mânușile alea. A, ah, stai mă, că nu trebuie să țintești ca să poți folosi asta. Ok, deci ai combo-uri. Chiar voiam să mă uit dacă există combo-uri sau ceva, că eram puțin confuz. Asta le poți distruge? Ok, poți să distrugi chestiile astea. Da, chiar nu mai știam exact dacă poți să dai. Oh! Boss time! Duceți-mi loc că vin. Hold on, Dante. Stare curios dacă în următorul joc o să-l tundă puțin pe Dante, că arată îmbătrânit rău de tot. Trebuie să-mi punem pe 3 să se transforme în Lady în grafica din DMC 5, nu de alta, dar ar fi tare. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Sorry, Dante. I'm bagging this bitch. Că tu zici? Oh, shit. Ah, the reflect. Oh, vino napoi.
să încerc să... Mai știu cum schimbam astea. Stai așa că trebuie să distrug o nebunie de asta. Așa. Ai, ai, ai. E practic oricum trebuie să pierdem, asta e clar, dar se și poate câștiga dacă vrei. Mă, că mizeria asta moare foarte greu. E ia. Hai că ne refacem HP-ul acum. Așa, hai că am distrus ăsta. Cu iar are defensiva. E, nu știu eu toate combo-urile pe de rost acum, știi? Oh, what the? Momo, momo, momo. M-a atins, m-a rupt. Ai... Ar fi durat prea mult să batem chestia aia, ți-a vrut 5 minute sau ceva, chiar dacă știi bine jocul. Bătrânit e Dante. Prea tare. Și sabia. Un gtana nou are și vie ăsta. XQC wannabe. Rebellion. Bă, da, cât de detaliat e. Nebunie, mă, pe cadre. 5 epic cadre și toate alea, vă zic sincer. Doar fugiți, de ce se adună lumea aici ca să fie mâncată de chestia asta? Grăzav. Deci așa se simte un gol în stomac, hă? Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. Ah!
Dar ce te iei, bă, de tataie, că n-a făcut nimic greșit. Mamă, de aia sulița pe toți ai mei, ești nebun? I-a sulițat rău de tot. Oh, ia zi, am prins scor mai puțin decât data trecută, tot bea a fost. Bine, nici nu prea ai, e foarte greu să obții scor mai mare când îți trebuie, cum se cheamă, îți trebuie mult mai mult țin amici ca să-ți faci stylish-ul ăla. Oh, da, intro-ul. Scena care a rupt internetul atunci când a apărut. De-a fost în trailer, nu când a apărut jocul. O, da, nevastă-mea. Yep. So, tell me. Tell you what? What? How does it feel to be rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. But that fi can damage a trade. Father of the Year Award now, is he? Cineva care să-ți omoare familia. După aia să plece. His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. I have to do that in here. It already smells like ass. That's you. Oh. Hey, Nico. Don't lose your tits. I see you. Dude, Nico are cele mai bune replici. Hey, you have to hit every single bump in the road. Bro, ce demon, ce demon slab care ce așa mare pagubă de la la o țigară. Gotta let it out, gotta let it out. Cinema shit, bro. Ador partea asta. Bro, ai ratat. Senior producer. El e, bă. Antic, să nu știam ce scrie acolo. Și că vrea să o mănânce. Bro, dar aveai deja una aprinsă, what the fuck? S-a le fumează așa pe... Gen ia o gură și după aia le oprește. Mi se pare că unul dintre tipii de pe aici care sunt main creatori au plecat deja de la Capcom, ceea ce deja le înseamnă că DMC 6 nu prea are potențial curând. Mă rog că vin cu veștile proaste acum. Tot pe ăla de-a luat semnul de circulație în cap. Bă, atâta timp când nu fac un DMC Devil May Cry 2, e bine. Deși nici ăla nu mă deranjează, da, a fost distractiv, dar a fost slab ca poveste și ca tot. Ce țigări să le mă de pute tot așa repede? Da, this game does not produce smoking and use of cigarettes. Nu fumați, frate, că nu-i frumos. Plus că e scump. Imaginați să fumezi în ziua de azi, bro. Costă o mână și un picior. DMC 5, dar eu sunt 5-ul, că nu se vede de mine. Oh, logo-ul e prea tare. Zici că e ceva trupă rock nebună.
Iron Maiden style. June 15. Tot aici suntem. Aha. What's going on? Se dregne pe celula din Resident Evil Remake. Mi l-a pupat pe ăla cu mașina, bă. You look like you need a hug, but you're not gonna get one from me. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't trap yourself. He likes to kill demon things. Let him do his thing. You hear what I said, you dumb one-armed son of a bitch? You're gonna die! Bro, nu vezi a... mă... sabia de pe spatele lui? You taking notes? Alright. Time to kick some ass. Oh boy. Oh. Stai așa. Tot aici putem să dăm de-alea equipment. Ce, nu mai am de-alea de nu mai am de-alea cumpărate? Ah, nu contează așa, nu trebuie foarte multe brațe, că avem destule, le găsim pe jos. Nu-i problemă. Got some cleaning up to do. Bă, dar ce faci un cadavrul ăla? Astea e, dă cu lanțurile. Ia că vin mai mulți. Mai sparge ca pe baloane. Yeah, he's a real pro at smacking demons around. That's why I built him that well functioning arm to kick demon ass. Din trailer tipul ăsta părea că e doar jumate. Hey, psycho! Watch the merchandise. Hey, stop bitching and take cover. Ok, dă mai mulți. Oh, shit! N-am crezut că îmi dă și mie damage. Nico leave this here? Sweet. Oh, stai că pe aici ați dă ăștia. Mamă, dar și-au foarte mult damage. Se vede că suntem overpowered. Cam foarte overpowered, da? Că avem aici inamic mai rezistent și poate dăm de aici niște damage cum trebuie. Uu, ce mânuț avem! Red Empusa. Empusi. Să parcă trebuie să-l urmărim pentru diverse chestii, nu? Iată-l. Da, asta e pentru... pentru orburi. Să mă, da, combo-urile nu au rămas la fel? Ba da. Ok, deci combo-urile sunt pe aceeași idee. Măcar atât. Yes!
Are they collecting human blood? It's not just about food. Oh. There's something else. Ca mor destul de repede, n-am să mint. Ragtime. Stai cu minte. Doamne, dar mor așa de ușor ăștia. Mai știu unde îți arată cât de mult se deteriorează un un arm de ăsta. Bun, dă-mi mini boss-ul ăsta să vezi ce facem acum. What a lovely house plant. Wow. Now I get it. Who brought the marshmallows? Because I'm bringing the fire. Ram ram. Like that? Then have some more. Oh, relax. Swing and a miss. Ron, help us go. Ah, fear. Pretty sturdy. Gotta be some spots that are softer. Hai că s-a făcut bine. Defeat all enemies in mission 1. Ce mă, prima dată am ratat inamicii? Joacă pe asta, n-am știut. Mai luăm achievement-uri după atâta timp de când am jucat jocul ăsta. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier boy said city's gone to hell and back. Soldier boy, not just here, but everywhere. Yamato did this. Mhm. Amintire. Why do I feel like your pet mechanic? Mm. Don't get used to it. Bro. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Kitty. Right there. Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. Mamă, braço. Yo. You need something? Yell. What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like? Mmm. What the hell? You a demon? Nah. Bro, l-a smuls și până i-arunc brațul, what the fuck? I'm running out of time.
Bam! L-a rupt al meu. V's waiting for us up ahead. Try not to get us killed on the way there. Hai, nu fi supi, mă. Nu mai fi supi, bă, Niro, bă. Ia la mai mult pe setul ăsta, a? Ei, am luat S data asta, dar cred că S am luat și prima dată când am jucat jocul. Virar! Au, oh, ce-s astea? A, poze de ce, ce s-a făcut după. Am înțeles, am înțeles. Dar, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din DMC5. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și o să continuăm data viitoare. Poate cu niște videouri puțin mai lunguțe, că văd că misiunile nu sunt foarte, foarte lungi. Poate ne întindem la vreo 40 de minute, cam așa cu clipurile. Dar, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim în video următor. Pupici!